primele 6 luni ale acestui an s-a observat o creștere dublă a cererii de locuințe față de aceeași perioadă a anului trecut. Și dacă ne referim la prima casă despre care s-a vorbit mai devreme, peste 21.000 de români au cumpărat locuințe noi prin intermediul acestui program Prima Casă, nu? Exact. Ceea ce înseamnă că acest program a funcționat și sunt de părere că o să funcționeze în continuare, mai ales și datorită faptului că, la fel, în prima parte a anului, fondurile pentru prima casă au crescut cu 40%. De ce? Pentru că și cererea a fost pe măsură, iar românii în continuare așteaptă fonduri pentru prima casă, însă suntem nevoiți să așteptăm până în luna septembrie pentru ca discuțiile dintre guvern, clienți și bănci să ajungă la un consens. Domnilor, vă rog, domnul director. Lucrurile sunt mai complicate decât atât și hai să încercăm să privim lucrurile puțin mai de sus și economic vorbind. Hai să ne uităm puțin la programul Prima Casă. Acest program a fost lansat în luna mai 2009 de către guvernul Boc și a generat până în momentul de față circa, dacă nu mă înșală memoria, 160.000 de tranzacții. Asta înseamnă un număr de vreo 20.000 de tranzacții pe an. Vorbesc până anul trecut. Dacă raportăm aceste 20.000 de tranzacții pe an generate de programul Prima Casă la totalul tranzacțiilor imobiliare care se fac în România și care anul trecut a fost de 750.000, să ne gândim ce înseamnă 20.000 raportat la 750.000. Deci, influența programului Prima Casă în totalul pieței imobiliare n-a fost una foarte mare. Însă, pe perioada crizei izbucnită în anul 2008, programul Prima Casă, chiar dacă nu a ocupat o porțiune foarte mare din piață, a avut un rol foarte important din punct de vedere psihologic. Pentru că când judecăm din punct de vedere economic o piață, nu ne referim la faptul că prețurile sunt date de echilibru, numai de echilibru cerere și ofertă, ci mai există un element foarte important și acela este constituit de așteptări. Așteptările publicului, acelui public interesat de piața imobiliară, erau pe cote de optimism foarte scăzute, deci erau pesimiști oamenii, și atunci acest program Prima Casă i-a ajutat să devină ceva mai optimist. Deci a ajutat piața. În ceea ce privește rolul programului acum, eu cred că prin strategia națională de locuire care este propusă de către Ministerul Dezvoltării, se face o mare greșeală insistându-se ca acest program Prima Casă să fie accesibil numai persoanelor cu venitul sub venitul mediu. Asta vreau să vă întreb, nu cumva aruncăm în aer acest program, Prima Casă? Mie mi s-a părut o măsură populistă, din nou. Hai să vedem pe cine lovește o astfel de măsură. Păi lovește pe tinerii profesioniști, cei care s-au angajat de puțină vreme înseamnă un an, 2, 3, 4, care n-au avut posibilitatea, chiar dacă au salarii destul de bune, să strângă avansul respectiv pentru achiziția unei locuințe printr-un credit ipotecar standard, și atunci ei apelează la acest program Prima Casă. Ei, evident, au salarii peste salariul mediu pe economie. Deci acești oameni, acești tineri, vor fi privați de posibilitatea de a apela la programul Prima Casă. Altă chestiune. De programul Prima Casă a beneficiat piața construcțiilor și piața dezvoltărilor imobiliare și este foarte bine că s-a întâmplat așa. Însă, ceea ce s-a întâmplat acum este un blocaj pe piață, în sensul că există încă un număr destul de mare de unități locative noi, nevândute, și atunci sigur că alți investitori imobiliari nu vin să investească, iar dacă introducem reguli noi de genul că 20% din locuințe trebuie să aibă un preț de sub 50.000 de euro, atunci cu siguranță că am tăiat intențiile celor care ar fi vrut să vină să investească pe piața românească. Pe de altă parte, însă, cei care au venituri mici, dacă s-ar întâmpla așa ceva, ar putea să-și iau locuință. Dar în continuare vin și vă întreb, domnul Coșa, spuneți-o dumneavoastră, până la urmă, vin și într-o relație cu